Ia zi-mi că dai te recunosc pe capul pe aici. Sunt foarte împiedicată, recunosc. N-aș fi zis că e împiedicată, nu. Mai ce am? Ce? Mai ce defecte? Dar cine zic că e defect? În fine, sau de astea? În fine, de astea. Nu, zi ceva. Ce mai am? Pe mine. Asta e cel mai mare defect al tău. Eu. Defect mai mare ca asta nu putem să ai. Ba nu. Ba da. Respir bine cu nas? A mie, ambele părți sunt deschise. A ta e renovare una. Pune în zăpadă, pe părți. Of, Doamne. Hai să ne gândim la un joc. În momentul ăla am făcut doar mișto de noi. Ce, acum vrei să ne batem? Te-am râs. Ai o gușă. Tu uita gușa asta, zici că e balon de la Capadocia. Capadocia. Da, zici că e balon la Capadocia. Și de ce ai zis greșit? Capadocia. Capadocia. Cum e? Capadocia, din câte știu, n-am fost niciodată. Cred că Capadocia. În Laponia mergi? Laponia? Am vrut să discutăm despre tine, dar aveai alte discuții mai importante. Hai să vorbim. Despre Laponia? Uh-huh. Dat fiind faptul că tu și pe uscat cazi în cap, ar fi riscant să te pun pe zăpadă. Ești mai mult. Moș Crăciun e acolo? Da. Și eu sunt fisul. O să se prezint pe tataie. Moș Crăciun. Da, Moș Crăciun este bunicul meu. Da, ea mă cheamă Crăciun, era logic. Pe tine nu trebuie să te întreb ce sărbătoare, care sărbătoare e preferata ta. Paștele. Că știu că Crăciunul. Dacă vrei să faci o glumă mai mișto de rău, puteai să spui tu ești Crăciun, vă rog, Revelion și mai aveți o veșoară Paște? Păscuța, nu? Nu, că vine cineva și o să ne spună Paștile la plural, Paștele la singular. Ce paradox în viața mea. Adică? Mă cheamă Crăciun și m-am născut în a treia zi de Paște. Pe bune. Pe 29 aprilie 1997 era a treia zi de Paște. Eu m-am născut de Paște. Și mă cheamă Crăciun. Iată asta râde de mine așa. Tu chiar n-ai cuvânt. Chiar n-ai cuvânt. Nu mă pot baza pe tine deloc. Dar nu iasă nimic. Da, păi hai să forțăm. Ești ofticată că o nara asta e deschisă, că asta e închisă. Iar mă doare cu asta. Zic, am râs și mi-a pușcat ceva, am simțit.
Am văzut că genție îți place mai mult marea decât muntele, nu? Nu, mai mult îmi place la munte. Deci, îți plac râurile, nu? Da. Da, păi am văzut seara. Hai că ai o geană. Cereți o dorință. Dacă nu te miști. Unde? Te nu mai mișcă, că nu văd. Ai, nu e amprentată? Nu. Îmi doresc să... Îmi rup degetul. Gata. Gata. Așa. Că ce îmi place râurile. Îți plac râurile, nu? Da. Mi-am dat seama și știi de unde? Noaptea când dorm de scurgune de râuri. Ce-ți mai fac așa? Și ce? Râurile. Bele. Da. Bele sau bale? E bale, bale, bale. Hai, fă miște de mine. Nu, te las pe tine, că te descurci de minune. Te fac de mine? De mine, fă. Și ce de mine n-am făcut? Nu prea. Nu prea. Râul poți pronunța? R. Zi. Ei, pot să zic dacă mă... Zi grădinar. Grădinar. E, dar nu. E, dar am zis. Am zis? Zi. La o snoră de română cu... Ramură. Ramură. Cum? Ramură. Ramură. Ververiță. Ce să zic? Ververiță? Nu există. Ververiță. Ce e aia? Ce e aia? Da, zi. Da, ce e aia? Nu există. Ververiță. Ververiță. Zi. Esternocleidomastoideo. Esterno? Cleidomastoideo. Esterno ce? Esternocleidomastoideo. Păi asta e în spaniolă. Da, spune. Ia zi. Esternocleidomastoideo. Esterno merco. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Zi un cuvânt așa în română care să fie. Păi, e și ăsta în traducerea noi. E și esternocleidomastoidian. Era un cuvânt ăsta, Iurea. Nu, gen, zi și tu un cuvânt așa care în română să zice greu, să-l zic eu. Și să fie așa lung și greu. De ce aș ști eu un cuvânt lung și greu? Nu, da, că tu nu știi alea scurte și... Și bune. Scurt pe doi. Sternocleidomastoid... E ceva din medicină. E un mușchi. Ce mustăcioară ai. Deși tu, fratele meu. Nu știu. Păi mișto de mine. Doamne feri. Hai să te iubesc puțin. Yeah.
acasă să mă iubești? Da. Cum? Așa. Ziceai să mă iubesc un pic? Da. Îți place? Da. Adică am zis așa. Da. Te alinzi? Nu, chiar îmi place. Te alinzi? Păi dacă... Nu, nu-mi place, mi-e scârbă, te rog, mă fac. Aoleu, te rog. Aoleu. Scăpați-mă, ajută-o. Bagă-mi tău, spart toți banii pe curul tău. Dar nu zic prostii. Păi așa e melodia. Da, dar zic... Nu zi. Zi, dar nu zi. Deci tu nu ai voie să umbli cu cash. De ce? Toți banii pe card, să iei și cheltui pe cardă. De ce? Ca să vedem ce ai te prostit și să mergem peste ei. Da, dar dacă nu-mi dă bon? Păi văd pe card cât ai cheltuit. E, și? Păi și văd cât a costat un kil de roșii. Și cât e un kil de roșii? Ia-l-ai, ia-l-ai! Cine? Ia-l-ai, ia-l-ai ce? L-ai văzut și tu. Era un țânțar. Țânțar era? Am găsit pe aia. L-ai văzut și l-ai tăbără, l-ai făcut de boară. Cum zbori tu? Ai un păr. Se par. Vrei să te dau unghi? Le-ai făcute? Vrei să te dau coșă de aia transparentă pe unghi? Da, nu vrei să mă și pensezi, să-mi faci porul niște șuvițe blonde, te rog? Da? Ia, fă-mă și pe picioare frumos. Ce faci așa? Gata, 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 Dani! Gâgâde, nu mai faci, dacă te-o să te lovesc într-o zi fără să vreau. Și apoi sparg fața fără să vreau. Spargi fața? Păi poate te lovesc, doamne, fel cu genunchiul în față. Da, mă, că nu mă feresc. Știi tu să dai și cu genunchiul. Păi nu, dar din instinct... Dar știi că dacă mă pup pe piciorul tău, nu mai mi-e niciodată. Nu, să nu faci asta niciodată, că mă supăr rău. N-ai să mai faci în viața ta asta. Nu... Că nu s-a făcut nimic. Nici nu s-a nimic. Ia mă, doar. Așa te simți și tu. Simți tensiune? Da. Simți, da? Așa, așa. Așa simți și tu când pui mâna pe... Da, așa tensiune, vezi? Așa. Te mângâi, nu fac nimic. Așa tensiune. Nu s-a nimic, vezi? Te bine. Te murcușori. Da, chiar. Dacă vreodată o să găsești în mașină un fir roșcat pe locul tău și scaunul mutat. Și eu zic că a fost mamaie. Mă crezi? Cum faci? Da. Mă crezi?